this only to make me go. I'm saying. Bushimaka is looking at you, kid. Acei câțiva dintre voi care mi-ați mai urmărit clipurile, știți că nu sunt un hater. Nu îmi place să arunc cu proverbialul hate în niciun film sau serial. Chiar și atunci când nu îmi place un film, îmi dau seama că există public pentru el. Și în general, prefer să ofer circumstanțe atenuante, să fiu un pic empatic cu lucrurile care nu îmi plac. Am, cu toate acestea, o dilemă. Nu înțeleg de ce serialele românești originale sunt atât de proaste. Și subliniez cuvântul originale. Dă-mi voie să explic. Umbre nu e un serial original, chiar dacă așa se laudă HBO. Este inspirat dintr-un serial australian din 2011 care se cheamă Small Time Gangster și este aproape 1-1 cu primul sezon din Umbre. Vlad, serialul ProTV, este, din ce am citit, inspirat, ca să folosesc un termen lejer, dintr-un serial turcesc numit Ezel. Personal nu am văzut vreo secundă nici din Vlad, nici din Ezel, dar există materiale pe internet care pun în oglindă serialele și arată trase la Indigo. În fine, nu spun că toate serialele sunt copiate, dar pot să zic că sursele de inspirație pentru mai multe scenarii de seriale românești sunt alte seriale mai puțin românești. Acum, să revin la motivul pentru care am vrut să fac acest material. Am văzut un episod din noul serial ProTV, Voio, numit La Oraș. Serialul este despre un puști care se mută de la țară la București cu scopul de a se face curier Taz. Chestia e că Taz a sponsorizat serialul conform genericului de final. Toate serialele românești fac product placement. Nu e ăsta cel mai mare păcat al lor. Problema, după mine, este în momentul în care sponsorul, un brand, reprezintă o parte importantă a poveștii. Cum faci tu bani acum la București? Tu n-am înțeles. Taz. Bine, poate sunt eu purist și nostalgic după vremurile în care era altfel. Dacă au existat astfel de vremuri. Și hai! Chiar dacă aș trece peste mizeria asta, deși nu e cazul, vreau să vorbesc despre serial în sine. Începe într-o formulă ce amintește de Las Fierbinți. O bodegă de la țară și un dialog, ce se vrea amuzant, la o masă între doi oameni. Mai este și Cârciu Măreasa, la o masă mai în spate, mai e unul care se joacă la păcănele în afara cadrului. Dar aici intervine problema cea mare. Se joacă în afara cadrului. Cu toate acestea, noi primim mențiunea din partea unui personaj care zice ceva de genul, ia uite la ăla. Ia uite mă ce aici, nu să fac bani, uite pe ăsta. Și apoi, ni se arată un detaliu cu butoanele și un detaliu cu ecranul jocului, de păcănele. Bona! Bona, na! Fără vreo altă legătură cu subiectul decât că și la țară se fac bani. Adică îl auzim pe cel care joacă, aflăm deja că a câștigat, de ce mai e nevoie să vedem jocul în detaliu? Bună! Știu eu de ce. Fiindcă jocurile de noroc, păcănelele, slots, pariurile sunt cea mai mare industrie din România post-pandemie. Știu, o să ziceți că sunt paranoic, dar nu sunt. Toată secvența este decupată atât de leneș, încât ies la suprafață resursele limitate ale realizatorilor, atât materiale cât și creative. Având în vedere că nu e vreun alt cadru detaliu în toată secvența aia lungă de vreo 3 minute și jumătate, decât cel cu butoanele de la aparat și cel cu ecranul, experiența mea îmi spune că nu e accidental. Și asta mă enervează. Că e un serial cu tineri pentru tineri. Și e ok că fumează, e ok că bea o bere, n-am nicio problemă cu asta. Am, în schimb, o mare problemă cu păcănelele. Știu ce o să spui, dar Sorine, euforia arată adolescenți cum se droghează, beau și fac sex neprotejat, de ăla de ce nu zici nimic? În primul rând, am zis, aici. În al doilea rând, să compari un serial ca Euforia cu producțiile ProTV e ca și cum ai compara Titanic cu Pupomă 3. Mă, cât de măgar poți să fii? Bun, revin la serialul La Oraș. Actoria e la pământ. Îmi cer scuze, dar așa e. Dar ce ai, dragă? Ai picat în butoi cu melancolie? Auzi? Mi-e cam foame. Nu vrei să mergem să băgăm un dristor? Și cu siguranță nu este în totalitate vina actorilor. Dialogul este la pământ de pe pagina scenariului. Regia este leneșă, limitată, cu miza în scene împrumutate de la Las Fierbinți, o altă capodoperă, și din tutoriale de pe Vimeo despre cum să faci un film când nu ai talent. Îmi pare rău, dar nu am cum să nu remarc o secvență de dialog de peste 3 minute în ceea ce ar trebui să fie un serial pentru tineri, decupată în 3 încadraturi obosite. Tu stai, fii atent că ți explic. Deci, ăștia la București. Am înțeles. Deci, tu pleci de la țară. Și nici nu pot să mai văd umor din ăsta prost. Alo, bună seara, poliția! Oh. Să rămână, e mic, nu știe.
am găsit o listă pe Wikipedia cu toate serialele românești post 90 și vreau doar să vă menționez câteva titlurile. În scopul de a-mi întări argumentul. În nicio ordine. Fetele lui domn profesor, La servici, La bloc, Trăzniți în NATO, Cuscrele, Cu un pas înainte, Războiul sexelor, Pariu cu viața, Atletico Textila, Băieți de oraș, Ai noștri, Triplu sec, Videochat, Mangalița, Adela, Strada Speranței. Doar lista asta de titluri sună mai amuzant decât umorul din serialele de comedie din listă și am exclus telenovelele. Sigur, poți să spui că sunt produse pentru mase, că majoritatea românilor asta ingestează, că nu te obligă nimeni să te uiți. Dar ce-ar fi, nu știu, doar zic, dacă nu ar mai fi exploatate stereotipurile despre români pentru niște produse care nu aduc românilor respectiv nimic mai mult decât o hăhăială fără sens. Poate m-am înfierbântat eu prea tare. Să te uiți și tu la primul episod din La Oraș. E pe YouTube. Și să-mi spui dacă nu am dreptate. Și să-mi spui și dacă știi tu vreun serial românesc bun cu adevărat. Până atunci, tu ce serial ai mai văzut?